Aș vrea să înaintăm puțin și să vorbim despre securitatea regională, pentru că, iată, Republica Moldova trece printr-o situație destul de delicată și vreau să vă întreb o chestiune sensibilă. Și anume, Rusia nu este foarte bine din punct de vedere al imaginii internaționale în aceste zile, știți foarte bine, dar văd că președintele Putin nu dorește să-și slăbească nici de cum influența și puterea. La ora actuală, între ce poli se află Republica Moldova? Mă refer, încotro se înclină balanța, înspre Rusia sau înspre Europa, din perspectiva dumneavoastră? Consider că de multe ori ceea ce se întâmplă cu o țară sau alta, de multe ori depinde nu doar de influențele externe, dar de politicienii care în interior manipulează oamenii și încearcă să-i folosească în diferite care jocuri. Au niște interese, bineînțeles. Care au niște interese. Optez pentru o stabilitate în țară, optez pentru înțelepciune și optez pentru a nu diviza poporul nostru după limbi vorbite, după etnii. Noi cunoaștem că și în România sunt foarte multe etnii care locuiesc. Dar totuși ajunge cumva înțelepciunea într-un fel sau altul conducătorilor de a păstra acel echilibru ca să punem mai presus de toate problemele sociale cu care se confruntă oamenii, să punem mai sus de toate economia statului, să punem mai presus de toate dezvoltarea mediului de afaceri, să punem mai presus de toate educația sau sănătatea care ar trebui să fie în topul priorităților țărilor noastre. Nu doar că noi ne confruntăm astăzi cu situația de coronavirus, dar tot ce se întâmplă la nivel de global cu această pandemie. O să revenim la subiectul cu sănătatea, dar încă o dată, perspectiva noastră care este? Ce vor moldovenii? Să se apropie de Rusia sau de Europa? Noi suntem un partid pro-european. Ne dorim ca Republica Moldova să se regăsească în mare familie europeană. În mare parte ne dorim să construim Europa acasă, luând din Uniunea Europeană cele mai bune practici, experiențe și, bineînțeles, că lucruri fezabile care pot fi implementate pentru binele poporului nostru. În egală măsură, și o spun destul de responsabil, noi trebuie să avem înțelepciunea să trăim bine cu vecinii noștri și să găsim acel echilibru dacă este necesar dialogul. Nu este cel mai înțelept lucru să te războiești cu cineva. Este o mai mare filosofie și putere lăuntrică de a găsi compromis pentru țara ta, pentru poporul tău și de a găsi liniștea ca oamenii să nu fie divizați pe anumite principii, dar să facem ceva constructiv. Zic eu că ajunge atât timp cât am fost divizați pe diferite, jucându-se pe sentimentele noastre, jucându-se pe tot ce dorești, numai nu pe ceva constructiv. Dacă o să comparăm Republica Moldova cu Lituania, de exemplu, da? Țări post-sovietice. Același număr aproximativ de locuitori, același număr de kilometri pătrați. Da? Noi, Republica Moldova, suntem țara care am semnat declarația de independență a Lituaniei. Deci noi eram independență înaintea lor. De ce trăim mai prost? De ce că ne-au divizat politicienii? De ce că n-au avut maturitatea și responsabilitatea de a face ceva pentru țară? Dar au venit în politică de a diviza, de a se îmbogăți, de a face ce vrei, orice, dar nu o stabilitate. Eu admir România, și vă spun la modul cel mai serios, admir România pentru faptul, saltul puternic pe care l-ați făcut economic. Dar probleme sunt multe și aici. Bine, și noi le cunoaștem. M-am uitat la intro-ul cu știri care l-ați făcut dumneavoastră și ați criticat un pic și justiția și alte aspecte. Dar trebuie să recunoaștem că România la fel a făcut un salt enorm în tot ce înseamnă progres economic și alte. Deci se poate. Trebuie și noi fiind o țară mică, trebuie să găsim acel algoritm, înțelepciune și corectitudine, în primul rând, de a comunica cu vecinii, doi, de a găsi acel echilibru și de a pune în față prioritățile pentru dezvoltarea statului. Ca partid politic, din momentul de când ne-am fondat, primele scrisori de a mă întâlni cu ambasadorii țărilor au fost țările vecine. A fost către ambasadorul României și către ambasadorul Ucrainei. După care, cu ceilalți. Nu știu, noi spun oponenții noștri că da, voi sunteți bravo, sunteți profesioniști, ați realizat asta, asta, asta pe domeniul vostru, dar nu aveți experiență politică.
Eu cred că înțelepciunea de viață care o avem și experiența bogată din domeniile care venim, asta ar trebui să stea la baza. Adică ce n-aveți, viclenie? Viclenia lor care, cam asta e care o folosesc și care de multe ori această viclenie ne face de rușine prin întreaga lume, prin lucrurile care le fac, prin pașii care îi fac. Și așa le spunem și noi. Viclenia asta nu înseamnă înțelepciune experiență politică. Da, experiență politică.